La Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, mulți giurgiuveni au fost prezenți la Sfânta Liturghie, săvârșită cu prilejul izvorului tămăduirii, sărbătoare închinată Sfintei Fecioare pentru rolul ei în mântuirea omenirii. Potrivit tradiției, Leon, ajutat de Maica Domnului, descoperă apa tămăduitoare care va potoli setea și va reda vederea bătrânului care îi solicitase ajutorul viitorului împărat. Izvorul tămăduirii reprezintă cea mai mare sărbătoare de după Paști și are loc tot timpul în vinerea din săptămâna luminată. La această sărbătoare se face amintire despre o minune ce s-a întâmplat în timpul împăratului, viitorului împărat bizantin Leon, cel care a descoperit în pădurile de lângă Istanbulul de astăzi, Constantinopol de altă dată, un izvor tămăduitor, ca de altfel și alte izvoare pe care le mai avem și noi în țara noastră. Acest izvor miraculos a vindecat în primă instanță ochii unui orb și a fost descoperit la apariția Maicii Domnului, cea care l-a îndemnat pe Leon să meargă și să caute acest izvor. Cu prilejul sărbătorii, din prima vinere de după învierea Domnului, are loc și slujba de sfințire a apei pentru aghiazma mică. Care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Această sărbătoare ne aduce aminte despre faptul că Maica Domnului este cea care este cu adevărat numită izvor de binecuvântare pentru noi. De aceea, astăzi, la izvorul tămăduirii s-a sfințit aghiazma pe care noi creștinii o primim cu mare dragoste și cu multă credință, pentru că această apă binecuvântată este cu adevărat tămăduitoare și ne este de folos sufletesc și trupesc. După sfârșitul slujbei de sfințire a apei, giurgiuvenii și-au luat aghiazmă într-o manieră destul de civilizată, fără să se înregistreze evenimente nedorite.